În urmă cu 69 de ani, la data de 30 octombrie 1955, trecea la cele veșnice profesorul universitar Dimitrie Gusti, 1880-1955, creatorul sociologiei românești, etnolog, istoric, filozof, membru al Academiei Române, vicepreședinte, iar apoi președinte al acesteia. S-a mutat pentru eternitate în figura 75 a cimitirului Belu Ortodox. Mormântul este vegat de bustul său, operă a sculptoriței Milița Petrașcu. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.